pregătită cu un platou și cu de toate, să o primim în casa noastră cu cele mai puternice aplauze pe Alexandra Moise! A venit și doamna, a venit și doamna Lucuza. E domnișoară. Domnișoară, ce eu fi? Clienta, clienta. Bună seara! Bună seara. Știți cumva cam cât e ceasul? E vremea să comandați. Stați de 10 minute că căutați pozele astea în meniu și ce să vezi, meniu n-are poze. Da, păi da. Da, de ce nu comandăm astăzi? Ce așteptăm, nemurirea sufletului? Vă zic eu cum facem. Nu mai bine, nu mai comandați? Am pățit-o. Am pățit-o și eu la asta, mă gândesc. Bună seara. Să rămână, se poate lua comanda? Da, două cafele dorim. Doamne, dar de ce îmi vorbiți așa urât și pe ton? Eu cu ceva am greșit. Și pe asta am pățit-o. Eu înțeleg că aveți o seară mai proastă, dar nu trebuie să-mi comandați așa. V-ați uitat în meniu și ați văzut că avem o grămadă de cafele și îmi comandați așa, zeflematic, două cafele. Doamnă, dar nu se poate, avem și lungi, și scurte, și tari, și slabe. Dar cu asta eu îmi dau demisia, nu mai lucrez aici. Ce mai fac ăștia, bă, dar scuze, de bază, bă. Deci dacă rămâne așa, așa trebuie să rămâne, te rog, nu te întoarce. Bun, bun. Dane, Dane, bunul meu, duc acum. Te supera. Te scuz, te scuz, dacă e Dane, bunul meu, Dane. Bună, fata. Bună, fata. Se poate lua comanda? Sigur. Pe asta am găsit-o de multe ori. Colans roz, tricou verde, piers în buricuț, da. Sclipitor. Da, da, da. Ce ți-a adus? Un lapte, te rog. Lapte? Da. Cu lapte normal sau vegetal? Normal, normal. Vegetal. Normal? Și măcar lapte vegetal, adică bine. N-am nevoie. Dacă stau să mă gândesc, lui ar prinde bine o cafea neagră, scurtă, fără zahăr, fără nimic. Caloriile. Fie în schimb un milkshake. Dacă revin eu, vă las să vă mai gândiți. Pa! Bună seara, bună seara din nou, domnule, doamnă, să le servesc cu plăcere. Scuze-mă. Da, vă rog. N-are acid sucul. Ce face? Nu are acid. Nu are acid. Ce frate, că te rezolvi imediat. Ia vezi, boss, e mai bine? Păi ce faci, nu guști? Aolo! Scuze-mă, vii și la noi? Da, vă rog! Puneți, vă rog! Doamnă, dar nu vă supărați, nu vă speriați, e totul în regulă, e totul în regulă, e totul în regulă, nu-i așa? Nu vă speriați, cioburile, cioburile nu există pentru noi, ospătari. Să-mi spuneți, v-ați hotărât, se poate lua comanda, mă iertați, doamnă, să rămână. Am niște emoții, mă iertați, doamnă. Ce vă pot aduce? Eu sunt foarte bine, mai ales că sunt aici să vă servesc pe dumneavoastră. Păi, eu... Da, ne gândim. Spuneți, spuneți. Ce ne recomanzi? Depinde ce ați dori să serviți. O limonadă, dacă vreți, avem și dulci, și acre, și mai extravagante, avem și limonadă ananas, dacă doriți, doamnă, orice pentru dumneavoastră, clientul nostru și stăpânul nostru. Deci, vă aduc două limonade, da? Și nu vă faceți griji de cioburi. Repet, pentru noi, ospătarii, dumneavoastră, clienții, sunteți centrul universului nostru. Vă mai las să vă gândiți, revin. Hai, nu, gata, nu mai este bine. Au plecat și ăștia.